alte submarine din Europa spre Argentina. Uite și sportivul din Republica Moldova, da, Artur Goia, reprezentantul clubului sportiv MMA Academy, este primul luptător care intră astăzi în suprafață de luptă. Întotdeauna sunt cei mai grele aceste lupte, deoarece ei sunt cei care vor începe, care vor da tonul pe apoi pentru ceilalți luptători. Sunt cam aproape ca vârstă, aproape ca înălțime și chiar recordurile sunt aceleași, au ambii câte o luptă disputată, câte o frângere. Acum să vedem care din ei vor... Foarte vocali roșii de pe margine. Jmac este sportivul cu mânușile albastre și short albastru cu negru, adversarul său. Oh, pică Jmac foarte repede la podea după o lovitură de braț stâng. Dar s-ar și ridica rusul. Încă o dată o dreaptă puternică încasată de Jmac și să vedem dacă va reuși Artur Goia să finalizeze meciul înainte de limită. Pentru că a început în forță și este mult mai puternic în fața adversarului său. Încă un genunchi bun trimis de Goia, care se lasă pe spate, încearcă o ghilotină Goia. Foarte bună priza. Da, are o priză bună, să vedem dacă va avea și timpul necesar și forța necesară să-l finalizeze pe adversarul său, pentru că pentru moment parcă a scos un pic Da, capul. Da, se apără foarte bine, este antrenat de Dmitri Zabolotnei din Kaliningrad, acest Bogdan Jmac, și a revenit acum, a luat o poziție, o semigardă, să vedem cum vor evolua lucrurile. Foarte bine a început din picioare Artur Goia. Da, și adversarul său încearcă să rămână la podea, pentru că a văzut că e inferior la lupta în picioare față de Artur Goia. Jmac cumva deasupra adversarului, dar... Da, încearcă să se ajute Artur Goia de către de gard, să se ridice în sus. Bogdan Jmac acum încearcă să-și revină din acel început furibund care l-a început Artur Goia. În mare măsură, da, nu este... Da, poate acum o priză ceva mai bună pentru Goia, să vedem dacă va reuși această ghilotină. Trage de gâtul adversarului, dar s-a apărat din nou bine Jmac. S-a apărat foarte bine Jmac. Da. Pentru moment avea o poziție ceva mai convenabil Artur Goia. Jmac încearcă să se ridice cu tot cu adversar, de ia de picioare pe Goia și are o poziție bună acum, se duce spre spatele lui Goia Jmac. Da, și face acum greșeală Artur, că îi dă spatele, se apără. I-a dat spatele, dar nu decisiv. Poate acum Jmac, dacă a reușit să bage un braț acolo, dar nu cred, pentru că și Goia are și el o mână cu care îl împiedică cumva pe adversarul său. Poate acum după un arbar Goia, dar scapă brațul. Da, i-a scăpat brațul, s-a apărat foarte bine. Acum da. O întoarcere de situație. Da, să vedem după piciorul lui Jmac se duce Goia. Cred că Jmac încearcă și la același lucru, finalizare pe picior, să vedem cine se pricepe mai bine da? La acest lucru. Da, niciunul dintre ei nu vrea să renunțe din această poziție. E destul de greu de obținut o victorie din această poziție. Da, se apără foarte bine ambii. Poate o poziție un pic mai bună pentru Goia, dar... Da, acum Goia nu-i lasă piciorul lui Jmac, care reușește totul să vină deasupra cu două lovituri de braț. Încă două minute până la finalul acestei reprize și Jmac iese peste adversarul său, lovește puternic rusul, câteva lovituri cu brațul drept foarte puternice și rezistă Goia, să vedem cât va mai rezista, este final de meci. Eu cred că a obosit înainte de limită cumva Artur Goia, pentru că începuse foarte bine meciul și l-a epuizat meciul, l-a epuizat încercările acelea. A început foarte bine, trebuia să prelungească din picioare, a avut un început foarte bun. Bine, este un luptător, este foarte acum dezamăgit, într-adevăr, dar începutul a fost bun, n-a fost atât de bună și prelungirea. Finalul a fost tragic. Și aș vrea să comentăm puțin Street was the school, ceea ce scrie pe spatele celor de la industrie. Da, strada a fost școala, da. Școala lor a fost strada. Știu că este acolo, cum să zic, e...
motoul lor, după acest motou merge această organizație Industrials, despre care o să vorbim un pic mai târziu. Am revăzut momentele bune ale acestei reprize cu Jmak, care reușește să câștige împotriva lui Artur Goia, după ce moldoveanul Goia a început să foarte bine și cu câteva lovituri de braț și reușit să-l pună la podea pe adversarul său. Victorie pentru Bogdan Jmak în acest meci, Industrials versus Eagles, și iată, cei de Industrials conduc cu 1-0 după victoria obținută de Bogdan Jmak, victorie obținută în prima repriză înainte de limită împotriva adversarului său, sportivul care este gazdă în această seară, este vorba despre Artur Goia. În scurt timp vom avea și un interviu cu sportivul rus, domnul Dorin Damir. Cum a rezultat? A început foarte bine Goia și ce s-a întâmplat? Vreau să spun numai un lucru. Luptătorii sunt foarte motivați. Ei se luptă acum pentru echipă, ei se luptă pentru țară, fiecare pentru țara lor. Rușii pentru Rusia, moldovenii pentru Moldova. Așa că cred că o să avem niște lupte foarte dinamice și sunt 5 meciuri, teren avem ca să recuperăm și să obținem o victorie împotriva rușilor. Se poate termina și la egalitate, pentru că sunt 6 meciuri. Da, vom vedea ce se va întâmpla. În scurt timpul vom asculta și pe Ivan Gheorghiu împreună cu Jmak Bogdan, Jmak câștigătorul din acest meci. Păcat pentru Artur Goia că n-a reușit să țină meciul în picioare. Foarte bine începuse. Eu cu Ivan spuneam că probabil încercările sale de finalizare la sol l-au cam obosit, l-au epuizat și atunci a pierdut din această cauză. Când ești bun în stand-up, lucrează acolo unde ești bun, da. Dar, e prima luptă a lui la profesioniști, el în amatori mai are, așa că a rusului lupta a doua, prima a pierdut, a doua a câștigat. Богдан, поздравляем тебя с победой. Но все слаживалось довольно-таки тяжело. Сначала было, ты пропустил два удара, ты даже чуть, я понял, что ты поплыл. Что случилось? Как ты повернул вот ход боя? Молдова, добрый вечер. Приветствую братскую страну, страну братской России. Да, пропустил вначале несколько ударов. Не ожидал то, что соперник пойдет сразу начнет прессинговать. Думал, немного растянем этот поединок. Но так как получилось, так получилось. Хотел бы поблагодарить свою команду, своего тренера, команду Industrials. Всем спасибо большое. Да будет мир во всем мире. Da, câteva cuvinte din partea sportivului rus care... Care a recunoscut că Goia a început foarte bine, dar totuși a găsit forțele și a obținut victoria. Da. Și la urmă a încheiat la urmă să fie pace în toată lumea. Să fie pace în toată lumea, da. După cum am spus și la conferință, noi urmărim un rezultat careva, noi urmărim luptele să fie spectaculoase. Al doilea meci la categoria minus 71 de kilograme. Spuneam noi, domnul Dorin, ceva mai devreme, că ați găsit niște categorii intermediare pentru această a doua parte. Nu sunt cele clasice pe care le vedem.